La turneul desfășurat în localitatea prahoveană Plopeni, handbaliștii suceveni au fost învinși de CSŞ Călăraș, LPS Piatra Neamț și CSŞ 3 Steaua București. În celelalte două meciuri, LPS Suceava s-a impus în fața grupărilor CSŞ Galați și CSŞ Dinamo București, reușind astfel să își asigure prezența în următoarea fază a campionatului național pentru juniori 1. Turneul semifinal 2 este programat în perioada 11-13 aprilie, cele 16 echipe calificate fiind împărțite în 4 serii. LPS Suceava a fost repartizată în seria B alături de CSŞ 2 București, LPS Târgu Jiu și CSŞ 2 Baia Mare. Antrenorul suceven Iulian Dugan consideră că gorjenii sunt principalii favoriți la primul loc, dar crede în șansele elevilor săi de a se clasa pe poziția secundă. Din informațiile mele, LPS Târgu Jiu ar fi peste celelalte trei echipe din grupă. Din moment ce au ajuns până aici, Bucureștiul și Baia Mare sunt puternice, dar cred că le putem învinge. Totul depinde de băieți. Sper să nu mai facem atâtea greșeli ca la ultimul turneu și să ne calificăm mai departe, a declarat tehnicianul sucevean.